Buzoianul în vârstă de 58 de ani, care și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit, a fost reținut în această dimineață pentru 24 de ore. Măsura luată de poliție vine la mai bine de 12 ore de la producerea tragediei de pe strada Mărăști din municipiul Buzău. Reamintim că ieri o femeie de 54 de ani a fost găsită fără suflare într-o baltă de sânge în casa în care locuia cu chirie. De mai bine de o lună, femeia se refugiase de soțul ei, cu care se afla în divorț. Tocmai soțul, pe fondul unei crize de gelozie, a fost cel care i-a curmat viața. Imediat după ce a luat viața soției, bărbatul a încercat să se sinucidă. Anchetatorii nu l-au reținut imediat, el primind timp de mai multe ore îngrijiri medicale. Azi dimineață, criminalul a fost reținut, urmând ca mâine să fie dus la tribunal cu propunerea de arestare preventivă.